un tip simpatic. Este și normal să fie așa, pentru că și noi am făcut posibilul să-i facem adaptarea mult mai ușoară, mult mai repede, pentru că este un jucător valoros, un jucător care are peste 60 de meciuri jucate internaționale, la nivel internațional, ceea ce spune mult despre valoarea lui. Ca om și ca jucător. Ce calități are? Este un jucător pe profilul meu, un jucător așa cum îmi place mie, chiar dacă nu are o statură impozantă, îmi plac foarte mult jucătorii rapizi, jucătorii care știu să descurce pe spații mici, criză de timp de spațiu. Și el este unul din acești jucători. Unde îl vezi în mijlocul? Este un jucător eminamente de atac. Este un jucător care poate să joace de la mijloc în sus absolut orice poziție. Și pe poziție din Inter și winger. Poziția lui favorită, am stat de vorba că poziția lui favorită este cea de winger, de atacant. Așa că acolo sus sunt trei, patru poziții pe care poate să le acopere fără niciun fel de probleme. Ce așteptări ai de la el? Când crezi că va fi pregătit de debut? Așteptările care le-am de la el, le-am de la toți, jucătorii. Nu cred că e vreunul care să spun că n-aș aștepta ceva de la el. Pentru că am avut de suferit în această perioadă, știi bine și tu. Și chiar eu vorbeam și mizez foarte mult pe această dorință lor de reașezare valorică, pentru că sunt jucători care în ultimele luni, în ultimele două luni, nu prea au jucat mai deloc. Din punctul de vedere al atitudinii și al dorinței lor de a arăta sau a reveni acolo unde au fost. Și nu doresc decât să-și facă acomodarea cât mai repede și să arate așa cum a făcut-o până acum, pentru că n-aș vrea să pun o presiune pe el, că toată lumea e așteptat aici sau e văzut aici ca un salvator de la patria. Nu, este un jucător în care noi ne punem mari speranțe, așa cum sunt mulți alți jucători în echipă și care au aceeași valoare. Normal, împreună, cu cât ai mai mulți jucători valoroși, cu atâta ai speranța că în cazul în care nu o rezolvă unul, poate să rezolve celălalt o partidă. De asta nu vrem să-l forțăm, nu vrem să, eu știu, să punem acum pe umerii lui tot ceea ce nu ne-a ieșit nou în ultima perioadă, să punem pe el să-l vedem toți ca un salvator, pentru că ar fi o greșeală din partea noastră. Ne dorim tot felul ca el să integreze cât mai repede. Iar din punct de vedere fizic, este o diferență între fotbalul care el a jucat până acum cu fotbalul european. De unde spațiile erau mai mari, unde el era obișnuit și calitatea lui profita de aceste lucruri. Aici probabil, și am stat și de vorbă cu el, fotbalul este mult mai tacticizat, mult mai închis, mult mai fără spații, nu-ți oferă acelea spații cum e fotbalul asiatic și automat, sau fotbalul unde a jucat el până acum, era mult mai lejer, iar aici, din păcate, pentru el, trebuie să înțeleagă că fotbalul este mult mai așezat, mult mai închis, din păcate, pentru că puține echipe sunt cele care ies la joc și o să-și dea și-l seama. A zis că a urmărit foarte multe meciuri ale noastre de când am început discuțiile și asta l-a făcut să vină aici, pentru că este o echipă care jucă în fotbal și e o încercare și pentru el, e o provocare. Să vii din țările arabe, să vin în Europa, nu este ușor, credeți-mă. Primul lui adversar este frigul. Cred că e greu să dibleze ceea ce se întâmplă la noi aici în Botoșan, dar să sperăm că ușor, ușor se va acomoda. Dacă ar fi să-l compar cu un jucător din Liga 1, care ar fi acela? Sau să-l asemeni, mai bine. Golovka. Și îți bine punctul meu de vedere față de Cătălin. Cătălin mi l-am dorit foarte mult, din păcate n-a putut să ajung aici. Eu când am venit, am jucat cu Cătălin vârf fals, a făcut-o foarte bine, de dovadă s-a aprins și un transfer la echipa campioană. Îl asemăn cu el, pentru că sunt doi jucători care au același profil. Mi-aș fi dorit să fie și el acum lângă noi, dar din păcate nu s-a putut. Eu
îl apreciez din tot sufletul pentru Cătălin, pe Cătălin. Și poate pe viitor vom avea ocazia să mă lucrăm împreună. Mulțumim mult și mulțumesc!